Bună! Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt doctor Alexandra Blojo. Iar eu sunt doctor Alexandra Popa. Și astăzi vorbim despre produsele cu factor de protecție solară. De ce este nevoie să folosim aceste produse? Ce înseamnă SPF? Dacă sunt utile aceste produse? Sunt ele sigure? Și ce produse cu SPF există? Dar înainte să trecem la treabă, trebuie să vă spunem ceva. Nu uitați să vă abonați, să dați share și like acestui video și să apăsați butonul de notificări, clopoțelul ăla. Pentru că n-am vrea să ratați toate informațiile interesante pe care vrem să le transmitem. Hai să începem! Văd că ai o colecție impresionantă acolo. Ce ai făcut? Da, am cumpărat foarte multe produse cu factor de protecție solară. Știi că eu îl iubesc. Cășmar foarte repede, am fototip 1. Nu toți suntem la fel de sensibili la radiațiile ultraviolete, dar toți trebuie să ne luăm măsuri de protecție împotriva lor. Alexandra, tu ce fototip ai? Cineva foarte invidios mi-a spus că eu am fototip 3, nu 3/4, cum credeam. Tu faci bronz din acela frumos. Da, mă bronzez foarte ușor, dar asta nu înseamnă că nu folosesc produsele cu factori de protecție solară. Dacă vreți și voi să aflați ce fototip aveți, vă lăsăm în descriere un link către tabelul cu criterii. Alexandra, cine trebuie să se protejeze de radiațiile ultraviolete? Cum adică cine? Toată lumea. Indiferent ce fototip aveți. Fie cu produse cu factor de protecție solară, fie prin protecție vestimentară. Gradul de protecție pe care mi-l oferă hainele vis-a-vis de radiațiile ultraviolete se numește UPF sau Ultraviolet Protection Factor. Acesta indică, de fapt, cât de eficient este un material să ne protejeze împotriva agresiunii date de ultraviolete. Atât ultravioletele de tip A, cât și ultravioletele de tip B. Nu uitați că și pălăria face parte din garderoba noastră. Hai să spunem ce caracteristici ar trebui să aibă un material, astfel încât el să fie eficient în a ne proteja față de radiațiile ultraviolete. În primul rând, el trebuie să fie din bumbac, să aibă o țesătură densă, deasă, culoarea să fie cât mai închisă, să nu fie dintr-un material elastic. Atenție, hainele care sunt vechi, purtate, uzate, decolorate, nu mai au aceeași eficiență în a ne proteja de ultravioletele B. Și este important de menționat că sunt anumite haine care sunt tratate cu diverse substanțe chimice care au rolul să absoarbă aceste ultraviolete. Dar știi ce mi-ar plăcea mie să vorbim? Să discutăm un pic despre ce găsim pe ambalajul unui produs cu factor de protecție solară. Da. Pe ambalajul unui produs cu SPF ar trebui să găsiți următoarele informații. Ce o să ne sară imediat în ochi este numărul. Vedeți acolo, SPF 50, 30, e mare. N-ai cum să-l ratezi. De menționat este că acest număr, SPF 50, da, ne protejează de fapt și ne indică de fapt protecția împotriva radiațiilor de tip UVB. Da. Da. De asemenea, trebuie să mai menționăm cât împotriva ce ne protejează, ce radiații. Pe produsul meu, Alexandra, scrie UVB și UVA în cerculeț. Și eu am la fel. Pe lângă asta mai am și lumina vizibilă și infraroșii. Interesant, nu? Da. Auzi, dar știi că am ceva să-ți spun. Acum vreo 70-80 de ani, când a apărut primul produs cu factor de protecție solară, acesta proteja doar împotriva ultravioletelor B. Oamenii erau mai interesanți să scape de eritem decât de efectele pe termen lung ale radiațiilor. Da. Interesant. Da. Pe produsul meu, de asemenea, mai scrie că este rezistent la apă și la transpirație. Da. Și pe al meu la fel. Uh-huh. Și de asemenea scrie că nu are parfum. Aici am rămas în urmă. Și ce filtru este? Al meu este filtru chimic. Al meu este 100% mineral. Uh-huh. Dar mai e o particularitate scrisă aici la mine pe produs. PA. Vezi? Da. Măsoară de fapt gradul de protecție pe care ni-l oferă împotriva radiațiilor ultraviolete A. Și am 4 plusuri aici. Deci e o intens protecție bună. Da. Uh-huh. Bun. Dar, Alexandra, ce sunt radiațiile ultraviolete? Păi trebuie să spunem, să începem de la început, nu? Să spunem că soarele emite mai multe tipuri de radiație. Lumina vizibilă, infraroșiile și ultravioletele, da? Am înțeles.
Dar radiațiile astea ultraviolete sunt vizibile. De ce se numesc ultraviolet? Sunt violet intens? Nu. Hai să explicăm și asta, nu? Am spus că soarele emite mai multe tipuri de radiații. Dintre acestea, lumina vizibilă este descompusă în anumite situații în rogvaiv, adică curcubeul, da? În funcție de acesta, putem să încadrăm celelalte radiații pe care le emite soarele astfel. Lângă roșu avem infraroșiile, lângă violet avem ultravioletele. O să vă lăsăm o imagine să înțelegeți mai bine undele acestea electromagnetice. Da, deci ultravioletele sunt, cum ai spus, niște unde electromagnetice invizibile pentru ochiul liber. Da, dar ele pot fi emise și de surse artificiale, cum este solarul, despre care o să mai vorbim. Da. Radiația ultraviolete reprezintă 10% din radiațiile emise de soare și ele sunt de 3 tipuri, UVA, UVB și UVC. Exact, și ca să tranșăm lucrurile, o să încep să vorbesc despre UVC, care, slavă cerului, sunt absorbite de ozon în totalitate și nu ajung la suprafața Pământului. Aceste raze ne-ar ucide, deci trebuie să avem grijă de mediul nostru înconjurător. Ce ziceți? Am simplificat așa un pic lucrurile? Radiațiile ultraviolete de tip B reprezintă doar 5% din radiațiile ce ajung la suprafața Pământului. Ele pătrund în piele, dar doar la nivel superficial, la nivelul epidermului. Știți voi că v-am spus într-un clip anterior, am făcut un pic de anatomie, o să vă lăsăm un link pe aici sau jos ca să găsiți și clipul acela. Am făcut un pic de anatomie și v-am explicat care sunt straturile pielii, da? Epidermul, cel mai superficial, dermul și hipodermul. Ei bine, aceste radiații de tip B sunt responsabile de arsura mea solară sau de bronzul Alexandrei. Dar și de cancerele de piele, da. Din păcate. Da. Au aceeași intensitate pe parcursul zilei? Nu. Radiațiile ultraviolete B variază în funcție de regiune, de anotimp, de oră. De exemplu, ele sunt mai puternice vara, între 10 și 4, la altitudini mai mari și lângă suprafețe care reflectă radiațiile, cum este apa, zăpada, gheața. Deci de-aia ne bronzăm bine iarna la munte, nu? Da. Ultravioletele de tip A reprezintă 95% din radiațiile ultraviolete și ajung în straturile mai profunde ale pielii. Ele sunt responsabile de efecte precum îmbătrânirea prematură a pielii, dar și de anumite cancere de piele. Și spre deosebire de ultravioletele B, ele au aceeași intensitate pe parcursul zilei. De menționat este că geamurile nu ne protejează împotriva radiațiilor de tip A, spre deosebire de cele de tip B. Da. Deci dacă ai biroul la fereastră, punem și SPF pe față. Și important este că temperatura nu se corelează cu intensitatea radiațiilor ultraviolete. Nu înseamnă că dacă e soare afară și este frig, ele nu sunt periculoase. Așa este. Un lucru pe care trebuie să-l menționăm, știi că mie îmi place foarte mult chestia asta, trebuie să spunem că bronzul este de fapt un mecanism de apărare al organismului împotriva agresiunii ultravioletelor, da? El este determinat atât de ultravioletele B, cât și de A. Deci ne bronzăm dacă ne expunem la soare, indiferent cu ce fel de ultraviolete. O să vă lăsăm câteva link-uri sau aplicații în descriere să le căutați voi, să știți exact ce indice UV aveți pe parcursul zilei. Știi ce aș vrea să discutăm acum? Să explicăm puțin ce înseamnă SPF, da? SPF sau factorul de protecție solară măsoară abilitatea unui produs de a ne apăra de arsura solară dată de radiația de tip UVB. Cum am spus, deci 50 aici de fapt ne spune că noi, gradul de protecție față de radiațiile de tip B. Alexandra, dar ce înseamnă 50, 30? Am un exemplu interesant. Știi pe prietenul meu Julio, da? Ați putea crede că Julio e de undeva din America de Sud, ceva așa. Nu, greșiți. Julio este un prieten de-al nostru, are fototipul Alexandrei, așa mai alb. Se arde imediat. În 10 minute, dacă se expune la soare fără să se dea cu un factor de protecție solară, s-a ars. Dar Julio e un băiat responsabil și folosește o cremă cu factor de protecție solară 30. Asta înseamnă că el poate să se expună la soare timp de 300 de minute, adică SPF 30 ori 10 minute, deci timp de 300 de minute, fără să se ardă sau până când trebuie să-și reaplice teoretic, să-și reaplice crema cu factor de protecție solar. Dar e el responsabil, dar tu crezi că știe să-și aplice cum trebuie crema cu factor de protecție solară? Nu cred.
Pentru a avea o protecție exact așa cum scrie pe ambalaj 50, trebuie să aplicăm omogen și uniform o cantitate destul de mare, de 2 mg pe centimetru pătrat, e cam o linguriță, și pentru față, gât, decolteu. Dar noi nu prea aplicăm o cantitate atât de mare de SPF. Deci Julio, fratele meu de suferință, o să trebuiască să-și reaplice crema mai devreme. Așa da? Este. Dar ce înseamnă, Alexandra? Am văzut că mai scrie aici pe produsul meu și am stabilit. Da, am da, da, exact. Că scrie exact. Rezistent la apă și rezistent la transpirație. Păi dacă e rezistent, mai îl aplicăm după aceea, după ce notăm sau... Păi nu crezi că ne încadrăm în aceeași categorie cu... Suntem noi atât de cuminți și de conștiincioși cu aplicarea... Da, deci cel mai bine este să reaplicăm crema cu factor de protecție solară chiar dacă am înnotat. Exact. Da? Haideți să vorbim un pic despre filtrele. Da, 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 să vă spunem cam ce tipuri de filtre există, nu? Există două mari categorii, de fapt. Filtrele chimice și filtrele fizice. Filtrele fizice sau minerale au două componente așa mai cunoscute, nu? Oxidul de zinc și dioxidul de titaniu. Ele sunt foarte răspândite în industria asta a produselor dermatocosmetice și de make-up pentru că le găsim inclusiv în fondul de ten și în pudră. Aceste filtre fizice, ele reflectă radiațiile ultraviolete, se comportă ca un scut, da, la suprafața pielii și sunt cele mai eficiente. Au și cel mai bun profil de siguranță, pentru că nu se absorb în organism, nu sensibilizează pielea. Eu, de exemplu, prefer aceste filtre minerale, pentru că am o piele sensibilă și nu trebuie să aștept. Poți să ies imediat afară în soare. Ca și dezavantaj, lasă pelicula albă pe față. Da, dar un lucru interesant acum în ultimii ani a început să se dezvolte o tehnologie prin care aceste particule sunt micronizate, devin atât de mici și se distribuie uniform la suprafața pielii încât scăpăm de acest efectul ăsta nedorit. Problema este că e atât de nouă această tehnologie încât nu știm care sunt limitele de siguranță și în ce cantitate aceste substanțe se absorb. De exemplu, noi recomandăm ca copiii sub 6 luni să evite expunerea la radiațiile ultraviolete. Dar dacă suntem nevoiți să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, cel mai sigur este un SPF doar cu filtru mineral. Pentru că pe ei oricum nu-i deranjează acea peliculă albă pe piele. Așa e. Filtrele chimice sau organice sunt cele mai utilizate și există o listă lungă de compuși. O să-i lăsăm în descriere dacă sunteți interesați. Și spre deosebire de filtrele fizice, cele chimice au proprietatea de a absorbi radiațiile ultraviolete. Ele acționează ca un burete, absorb aceste radiații și le transformă în căldură la nivelul pielii, mai exact la nivelul epidermului. Și acum cred că trebuie să vorbim puțin despre persoanele care au melasmă. Melasma este acea afecțiune în care apar pete hiperpigmentare, petele acelea maro, în special la nivelul frunții, buzei superioare, pomeților, sunt determinate genetic, hormonal sau chiar secundar expunerii la radiațiile ultraviolete. Mai este numită și masca gravidică. Pentru voi avem o recomandare. Este foarte important să vă alegeți un produs cu factor de protecție solară care să aibă spectru mineral. De ce? Pentru că această căldură care este degajată de reacția dintre filtrul chimic și radiațiile ultraviolete poate accentua hiperpigmentarea. Pentru a asigura o protecție eficientă împotriva radiațiilor ultraviolete, aceste filtre chimice se combină. Ele sunt elegante din punct de vedere cosmetic, dar pot fi sensibilizante și trebuie să stai un pic în casă înainte să te expui la radiațiile ultraviolete, cam 15-20 de minute. Există anumite studii la șoareci de laborator cum că filtrele chimice, cum ar fi oxibenzona și octinoxatul, ar determina modificări endocrinologice, dar sunt necesare studii suplimentare și la oameni. Așa este. Deci, produsele astea cu factori de protecție solar sunt sigure, nu? Da, dacă nu le mâncăm. Am tot auzit pacienți că ei nu-și aplică crema cu factor de protecție solară pentru că sunt periculoase. Nu, nu sunt periculoase. Poluarea din București este mult mai periculoasă. Deci este important să aplicăm crema cu factorul de protecție solară. Sandra, facem un test acum. Hai. O să vedem care este gradul de protecție al cremelor cu factor de protecție solară, filtru chimic, da, fizic, chimic și aici o să punem o cremă hidratantă. Așa și să cu vedem comparativ. Da, și cu lampa UD, care lampa UD este în spectrul radiațiilor ultraviolete A, o parte din ele.
o să vedem rezultat. Ești curioasă? Și ne și spălăm pe mâini după? Da, așa? Ca să vedem rezistența la, exact, la apă, că tot vorbeam. Să testăm, de nu? Da. Uite, o să-ți aplic aici o cremă hidratantă pe care o folosesc eu în mod obișnuit în fiecare dimineață. Scrie pe ASPF 15. Da? Aici am filtru chimic. Ok. Trebuie să pătrundă bine. E chimic, să știi. Ok, și acum am un filtru. Basic. Pentru copii. Și pentru mine. Pentru sufletul meu. La care nouă ni se pare inestetic că rămâne alb. Păi vezi că rămâne alb. Acum. De asta folosesc și îmi place super mult. Oricum după aia ne punem fond de ten, da, peste. Bun. Hai să lăsăm un pic să se absoarbă și filtrul nostru chimic. Și că am zis că trebuie să-l lăsăm un pic la marinat. Unde am pus filtrul mineral, adică aici, e cea mai mare protecție acolo, dar și la filtrul chimic. Se vede, da. Se vede clar diferența între pielea în care am pus SPF și pielea ta, fără. Și aici la crema hidratantă, unde chiar nu am o protecție comparativ cu pielea ta. Da, așa este. Deci, crema cu factor de protecție 15-15 avea SPF, da, crema, da, mea, da, hidratantă nu e, nu ne protejează, semnificativă. Acum o să pun o pudră cu SPF mineral 50, unde avem crema hidratantă. Și să vedem ce se întâmplă. Opa! Ia uite protecția. Deși pudra ne protejează foarte bine. Deci reaplicăm, putem să reaplicăm, folosim pudra cu SPF mineral. Chiar dacă suntem machiate, suntem plecate de acasă, nicio problemă, putem să ne reaplicăm SPF-ul, nu? Peste, da, zi. Da, foarte eficient. Alexandra, te-ai spălat acum, nu? Da, da, m-am spălat cam 5 minute. Și cu gel de duș. Da. Ok. Observăm că acolo unde am pus filtru mineral, adică aici, și aici unde am aplicat și pudra cu factor de protecție mineral, s-a păstrat, da? Da. A creat un scut. Bine, și la filtru chimic, da, se, da, se sesizează bine diferența. Aici e pielea, uh-huh, nedată cu filtru de protecție. Dar totuși numai ne menținem, da, ne menținem recomandarea. Chiar dacă pe un produs scrie rezistent la apă, noi ne vom reaplica crema cu factor de protecție solară de fiecare dată după ce ieșim din apă sau dacă transpirăm. Hai să recapitulăm. De ce trebuie să ne protejăm de soare? Pentru că vrem să scădem riscul de apariție al cancerelor de piele și nu ne dorim să îmbătrânim prematur. La fiecare 60 de minute, un om moare de melanom. Nu numai că este un cancer de piele, dar este și unul dintre cancerele cu mortalitatea crescută. Și în medie, unul din 5 persoane dezvoltă un cancer de piele de-a lungul vieții. Evident că soarele este esențial în sinteza vitaminei D și ne dă o stare de bine. Da, așa este. Dar ca să fim sinceri, ca să sintetizăm o doză adecvată de vitamina D, avem nevoie doar de 15 minute, de 3 ori pe săptămână, de expunere la soare. Radiațiile care sunt responsabile de sinteza vitaminei D sunt radiațiile ultraviolete. De tip B. De tip B, da, care am spus mai devreme că nu trec prin geam. Uh-huh. Deci este suficient să ne expunem membrele, gâtul și fața, deci nu trebuie să stăm în costum de baie ca la mare. Așa este. E nevoie de o doză foarte mică de ultraviolete B ca să o producem o doză adecvată de vitamina D. Motiv pentru care, dacă folosim un produs cu factor de protecție solară 30 sau mai mare, care, apropo, nu ne oferă protecție 100% împotriva ultravioletelor, acest produs nu o să împiedice sinteza de vitamina D. Osta, vrei tu să spui că în atâtea milioane de bani de trăit pe pământ, nu ne-am dezvoltat și noi niște sisteme de protecție împotriva ultravioletelor, că doar nici noi, nici soarele n-am apărut ieri, nu? Corect. Ba da, avem mecanisme de apărare proprii. Din nefericire, acestea sunt insuficiente. Melanocitele, ele sintetizează un pigment, melanina, care absoarbe radiația ultravioletă, protejând astfel ADN-ul celular de agresiunea radiațiilor. Știu, o să spuneți bine, dar melanocitele sintetizează pigmentul, dar
pielea nu este formată doar din melanocite. Așa este. În epiderm avem și alte tipuri de celule. Printre cele mai importante sunt keratinocitele. E bine, melanocitele astea care sintetizează melanina nu sunt egoiste, ele sunt foarte darnice. Ele vor să protejeze pe toată lumea, da? Și după ce sintetizează acest pigment, îl distribuie și vecinilor. Este bine să mai și împarți. Da, așa e. Persoanele cu tenul mai alb, cum sunt eu, au fie melanocite mai leneșe, fie pigment de calitate mai proastă, spre deosebire de melanocitul Alexandrei, care este obsedat de muncă, exact, un pic. Dar până la urmă a scăzut rata cancerilor de piele, că noi tot am început să folosim cremele cu factori de protecție solară. Să știi că da, s-au văzut efectele faptului că noi am început să utilizăm din ce în ce mai frecvent și mai corect produsele cu factori de protecție solară. Am găsit mai multe studii, dar unul mi-a captat atenția pentru că este realizat pe un lot destul de important de oameni. 1621 de oameni cu vârstă cuprinsă între 25 și 75 de ani. Acest studiu a evidențiat faptul că rata melanomului a scăzut cu 50% în rândul persoanelor care au folosit în mod regulat produse cu factori de protecție solară. Mai mult decât atât, un lucru care mi s-a părut și mai interesant este că agresivitatea acestui tip de cancer la persoanele care totuși au fost diagnosticate cu melanom a scăzut cu 73%. Și dacă asta până aici nu v-a convins, atunci aflați că pe partea de fotoîmbătrânire s-a observat că în rândul persoanelor care folosesc cremă cu factori de protecție solară, fotoîmbătrânirea a scăzut cu 24%. Bun, interesant. Știind că melanomul este cel mai agresiv tip de cancer de piele, este foarte important să aplicăm cremele cu factori de protecție solară încă din copilărie. Atenție! Solarul crește semnificativ riscul de cancer de piele. Pentru că solarul expune persoana respectivă la cantități de până 13 ori mai mare de radiații ultraviolete A decât cele prezente în mod natural în mediul extern. Și există un studiu care a arătat că 97% din femeile de până 30 de ani diagnosticate cu melanom mergeau la solar. E un procent semnificativ. Foarte, da. Atenție! Dacă pe toată perioada anului ai fost conștiincios, ai aplicat SPF-ul, fie ploaie, fie vânt, tornadă și vine vacanța și te gândești să iei o pauză de la SPF ca să te bronzezi și tu o săptămână, că meriți după atâta muncă... Te-ai gândit greșit. Melanocitul tău e în vacanță. Nu e obișnuit cu agresiunea asta, nu e obișnuit să muncească și să sintetizeze pigment ca să formeze scutul acela protector în jurul ADN-ului. Morala este care? Că trebuie să ne expunem treptat, exact, nu? Exact. Azi 5 minute, mâine 7, bine, eu exagerez asta din punctul meu de vedere al fototipului meu. Pentru că așa apare cancerul de piele. Expunerea asta intermitentă și intensă este cel mai important factor de risc în apariția cancerelor de piele. Hai să facem așa un rezumat. Da. Ce ar trebui să reținem din acest videoclip? În primul rând, trebuie să aplicăm crema cu factor de protecție solară. Trebuie să găsiți acolo un produs cu factor de protecție solară care vă place să fie elegant cu pielea voastră și să-l aplicați și reaplicați. Este important să vă protejeze atât împotriva radiațiilor ultraviolete de tip B, dar și de tip A, da, dacă vreți și infraroșii și lumină vizibilă, iar orice produs cu SPF între 30 și 50 vă face câștigători în lupta cu cancerul de piele. Așa este. Și ca să terminăm acest videoclip într-o notă mai fericită, vrem să vă aducem aminte să vă abonați canalului nostru de YouTube, să dați like și share acestui clip, să apăsați butonul de notificări că avem informații foarte interesante și idei minunate pe care nu vrem să le ratați și să ne urmăriți și pe contul de Instagram pentru că vă pregătim o surpriză. Da. Pa! Pa!